Mai linge-mi un pic pălăria. Mâncă-mi o, vezi, îi putea o mânca. Râzi? O râzi? Ești mai liniștit, amușai? E mâncat chiar rușinea. Ghiboliță ponturoasă. Ui, bai, că și eu sunt ponturos. Doi la olaltă, să vezi ce bine eu mă înțeleg. Uite, cheme, că bine așa. Da, știi cum e tu lumea asta, lucrurile cum stau? Hai să spun. Ne tot scriu oamenii mesaje și comentarii că de ce nu mai filmăm pe Măriuca? Ce-o pățu Măriuca? Ai gestant pe Măriuca? Adevărul e că am fost atât de ocupați că nici n-am băgat de seamă că pe am uitat să o mai filmăm. Așa că în video de astăzi vă arătăm cum o scoatem la pășuni, acum la mijlocul octombrie. Și vă arătăm un pic pe Măriuca. Haideți să vedem. Du-te, te atinge firul, ia! Ia, ia! Hai, hai! Hai să povestim! Asta e Măriuca, prietena noastră, și de-abia așteptăm să fete. După cum ni se pare nouă, eu cred că e de fătat. Că e de grasă, e grasă bine. Noi așa s-o cotim, că ar fi gestantă la cât e de umflată, că nu mâncă ea atâta să fie așa plină. Mâncă, mâncă într-una, da? După calculele noastre ar trebui să fete undeva la începutul lunii decembrie. Dacă fată vițică, va făta mai devreme. Dacă fată tăuraș, va făta mai târziu. Dar așteptăm și noi cu foarte mare nerăbdare. Și ca și prima dată, la primul copil și la prima găină care face pui, aștept să vezi ce o să facă, puicuță sau cocoșel, vițelușă sau vițel, așa mai departe. Dar deja suntem obișnuiți de 10 ani la țară, de când ținem capre, am o bivoliță, l-am ținut și pe Iancu, l-am avut. Și ia că l-am schimbat pe Iancu cu bivolița asta, care sperăm să ne dea și lapte în curând. Vom vedea cât lapte ne-a dat și o să vă ținem la curent. Dar chiar și la jumătatea lunii octombrie avem încă iarbă, că o da niște ploi bune pe final de septembrie. Și când nu plouă, o scoatem afară pe Măriuca. De dimineața până seara, așa tot privind în zare și tot mirosând pe aici colo, mâncă ea de iară mai umflată ca amul. Îi punem și peste noapte miesle. Da, după cum o văd eu așa, cumva gândești că oare unde să mă duc, oare mâncau, oare ce astăzi? E așa ca și cum ar fi însărcinată la femei, că și femeile, oh, aș vrea nu știu ce, am zis așa, poate că așa e și ea, numai să uită, unde-mi e o tava, unde-mi e luțărna? Ar mânca și ea lebeniță și mai știu eu ce. Lebeniță chiar nu, că nu o vrut deloc. Da. Vezi că ți-ai... Mi-am murdărit pălăria. Da, numai nu reușesc să ies. Măriuca! Ce faci? Hai să merem mai sus. Ce faci, mă? Fugi de mine? Nu, ți-am zis că nu-i place de mine, că cu geaca asta în veci nu îi place. Și eu cred că nici de mine nu-i place. Nu-i obișnuită. Că mi-am schimbat bluza, am mutat cu roșu, am fost și mi-am pus pălărie în cap. Ce pomeni că de aceea nu-i place. Ia să mă duc să iară pălăria, să-i prezint. Hai tu! Haide! Lasă mutrele! Hai să-ți arăt ce pălărie mi-a luat. Ia, ia, ia. Vezi? Vine iarna, trebuie să port pălăria, așa pălăria să pune în cap. Tu trebuie să termini cu ponturile, nu faci tu cu capul și cheietul și fugi.
Ai grijă, că în casa asta, în gospodăria asta, ai disciplină. Da? Mie lingem un pic de aștele să mă hidratez. Hai repede, că la mâna asta trebuie să mă hidratez. Da. Bivolița Măriuca e prietena noastră, foarte, foarte bună. Și nu mai trebuie să ne spălăm pe cap, ăsta e un mare, mare avantaj. Că nu mai facem economie la săpun, facem economie la șamponuri, gel nu folosim de când lumea, că na. Ne-am descurcat și fără. Și suntem tare curioși de reacțiile voastre în comentarii, pentru că n-ați mai văzut de mult pe Măriuca, sau dacă n-ați mai văzut Dibol de mult. Și sunteți noi veniți pe acest canal, vă încurajăm să vă abonați la canalul Roșan la Țară, pentru că vă arătăm o viață foarte fascinantă, trăită de noi în Maramureș, cu capre, cu purcei, cu bivoliță, cu niște albine, cu niște găinușe, cu niște copii năzdrăvani. Și în general o viață relaxată, cât se poate de relaxată la țară, că ca să poți să ții așa gospodăria, ai și de lucru. Mama, noi ne tălăudăm și cumva împăiem așa viața la țară, o facem mai frumoasă, o mai înflorim. Dar ne străduim să îmbunătățim viața la țară numai arătându-vă realitatea. Da? Sigur că nu ne-om tăplânge când e greu, nu ne-om tăplânge când suntem obosiți, dar îmi scria cineva în comentarii: No, ce facem? Vrei să te sui pe mine? Nu-mi place pălăria. Nu-ți place pălăria? Îmi scria cineva un comentariu care mi-a plăcut tare mult, zice: voi sunteți ca bunicii noștri de amuz 50 de ani. Nu știu dacă, probabil comparat cu situația actuală în 2024, cum trăiesc majoritatea oamenilor, sigur că suntem mult, mult diferiți și înapoiați și cumva pe stilul ăla relaxat de no, hai și-o mere la lucru și hai și-o îngăta și când ar fi gata, ar fi bine, dar... Să știți că suntem și noi destul de moderni, avem o mașinuță cu care umblăm, avem branșament la curent, la apă, la internet. Dar ne place să trăim așa la țară, relaxați și conectați cu animalele noastre, cu natura, cu terenurile din jurul nostru, cu toate vietățile. Ce este acolo? E pisică? Și ne place să trăim așa foarte, foarte... care e cuvântul? Real, realist, la firul ierbii. Nu avem planuri mărețe, nu vrem să avem... Nu știu ce. Am mâncat ieri niște ciocolată Dubai, aia e drept. Și am și făcut o filmare așa mai pe caterincă. No. Uite-te tu, cum să nu-ți placă de o diboliță care face ce face, se uită în jur, se uită în jur și când se uită la tine, ca și mama cu copilul ei, știi? Când îl mai vede un pic, când îi cade privirea pe el, când îi cade la mamă privirea pe copil, o, puiul, mami, așa și ea. A, ce ești? Da, scorpino, ce de mine iubită, dacă îmi dai și lapte și ești cu minte, apoi să vezi tu ce, noi oricum suntem prieteni, dar dacă ești și cu minte la lapte, ioi, vă 30 de ani între noi la oaltă, la oaltă, tu în adăpostul tău acolo jos, eu în adăpostul meu și vin pe la tine, îmi dai lapte, îți dau de mâncare, toate ori fi bune. Că lumea atât așa a fost. La oameni le-o trebuie mâncare, le-o trebuie un prieten, le-o trebuie ocupație și noi la oaltă o mai avea de tăte. Tu îmi dai mie mâncare, eu îți dau ție mâncare. Da. Ce zici? Facem. Ia ce clopot am pus. N-au multe bivolițe clopot de-aia asta. Na. Am ustă și să gândești. Oare ce să fac astăzi? Să-l împung pe ăsta
Dar e nu dă cu cornile în mamă. Cum așa s-ar freca de mine. E cu minte, Buriuca. Așa că ești cu minte. Iar ai ajuns. A, ce ești? Pe cine iubești tu, Măriuca? Zi. Zi tu pe cine iubești tu. A? Linge-mă un pic, hidratează-mă la pământ, că mă duc la lucru mintea mea și trebuie să fiu, să nu fie uscate palmele, să nu se crape. Da. Ai grijă că dacă tu ești ponturoasă și eu sunt ponturos. Să vezi ce ponturi am eu. Dacă tu cu mine faci de-aia este că nu aduce de aceea, păi he. Știi, nu? Știi de disciplină. Știi, așa e? Și eu te iubesc, dar trebuie să ne înțelegem, nu așa e, că dai cu coada după mine și ce știu ce mai faci. Hai tu, că n-am gătat povestea. Du-te cu ea până acolo la alea, merele, la gutui. Nu te fii pe mine, grasă. Ce muci ai la nas? Dacă sunteți cunoscători, mai cunoscători între ale bivolilor ca noi, eu tare ne-am lămurit că i-ai tot timpul cu nasul ud. Eu nu știu ce înseamnă asta, poate fi și un pic de răceală, că văd că are un pic de muci pe la nas. Nu cred că e răceală, că n-are temperatură, nu tușește, dar noi încercăm să o scoatem afară peste zi. Și dacă îi mai recoare un pic, nu îmi țin eu tot pe grajdă. Așa ai tu? Da, ne ajută dacă ne scrieți în comentarii sfaturi bune ca să știm cum să o îngrijim mai bine. Mi se pare că domnul Trif, de aici din sat, zicea că doar bivolițele ar trebui să fie cu nasul uscat. Ori n-am înțeles eu bine, ori o fi de la gestație. Nu. Măriuca, și eu am ceva pentru tine, vrei? Ia, Măriuca. Nu i-ai dat niște prăjitură de aia bună, bună. Gata, Măriuca, gata poveștile. Amu, te descurci, pe restul zilei. Cici. Hai, fulga, hai. Unde te uiți, amu? Vezi taurul?
ne explici? Ce te gândești, am? Ar plătea să mergi dincolo, amu. Lasă că este o tavă aici crescută frumos. Nu poți tu mânca câte este. Hai să mergem. Imediat. Du-te și mănâncă. Ce păr eu crescut. Ai băgat de seamă? Da, da. E crește repede, că mă vine frigul. Mhm. Peste vară, tot o focheală. Un pic a avut aici pe picioare în spate. Dar acum... Du-te. Du-te. Gândești că nu e așa mare, e masivă. Da, nu e foarte mare. Probabil că bivolincă mai tot cresc câte un pic până la 4-5 ani. Cum cresc caprele până la 2-3 ani. Dar de burtă de mare e mare. Ăsta e video de astăzi. Așteptăm reacțiile voastre în comentarii. Neapărat ajutați-ne cu like-uri pentru algoritmul ăsta care nu prea ne recomandă. Văd că tot acolo suntem la vizionări la 8-10 mii. Nu suntem nemulțumiți și vă mulțumim celor care ne urmăriți la fiecare video. Vă vedem când ne scrieți în comentarii și apreciem implicarea voastră. Dar pentru cei care nu o fac, like, distribuire dacă aveți și vă place ceva să arătați și celorlalți și comentarii. Le mulțumim tare mult și membrilor care ne susțin în fiecare lună, cu ajutorul vostru și cu ajutorul tuturor care vizionează videoclipurile noastre. Suntem încurajați și motivați să îngrijim cu drag și cât de mult și cât de bine animalele noastre. Așa că vă mulțumim tuturor, vă salutăm și ne vedem data viitoare.